Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Știu că am lipsit zilele acestea o săptămână, dar continuăm cu vlogul din Lanzarote, ultimele activități pe care le-am adunat în ultimele zile acolo, pentru că apoi vă salut din altă locație și vă spun o schimbare majoră prin care am trecut noi în ultimele 2 săptămâni, și anume faptul că ne-am mutat de unde stăm, dar despre asta discutăm în alt vlog separat. Deocamdată, vă las cu imaginile din ultimul vlog din Lanzarote, ce activități am mai făcut pe acolo, cum s-au dat băieții cu jet ski-ul, ce am făcut noi între timp, peripeții din astea cu vânt și soare și apoi zilele următoare sper să am timp să vă filmez un vlog despre schimbările din ultimele zile pentru că sunt obosită. Aici vedeți baloanele amestecate de la ziua soțului care a fost ieri și da, revenim cu alte detalii în viitorul apropiat. Pupici! Dacă vă place ce vedeți, lăsați și un like. Bine v-am găsit, dragilor, din centrul vechi al orașului Teghise. Am ieșit puțin azi duminică la market și se zice că este un market, așa că să vedem dacă găsim gen bazar sau nu știu cum să zic, dar mami, slow down! Cam așa e în centru aici, în orașelul ăsta vechi. Ne plimbăm pe aici astăzi, puțin după aia la piscină, pentru că acum e nouă, dar arată soare 22 mai târziu. Mami, ai grijă că poți să cazi, ok? Na, 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 na. Aici e în biserică, vin. Care ați văzut-o de afară, ia uitați, drăguși și înăuntru cum au făcute. Avem acolo, pe Iisus, probabil pe măgar. Frumos. Și în fel de doar. Rubicon Marina, ne aflăm. Uite ce frumos. A venit peștișorii, ia uite-i măi, ce drăguț. Uite și ce frumos, se vede, albastru. Ia uite-l, mami! Îți place, mami? Peștișorul, da? Și din coașa de aici. Ia uite-l! Ai puțin vânt astăzi, dar iau tot ce frumos este aici, zona aceasta amenajată, la Rubicon Marina, și eu luăm frumos pe pod. Ia uite ce drăguț, s-a făcut un poduleț ca să treacă turiștii și ajunge mai aproape de aceste vase frumoase care stau aici în port. Ia uite-l. Aici și soarele, iar fuge în 2 minute, iar vine un nor. Bate vântul. Cam așa se prezintă și ziua de astăzi, undeva 21 de grade. Aici e mai în sud, în Playa Blanca, și arăta 24 astăzi, dar asta e zona frumoasă. Da, dragilor, și aici haide să vă povestesc puțin pe unde ne duceam prin acest peisaj cu acest drum cu, pe cum vedeți, denivelat. Am ajuns la, după aia, la una dintre cele mai populare plaje, dacă nu cea mai populară, plaja Papagaia sau Papagaia, nu știu cum da, zic. Da, așa exact. Am auzit, dragilor, aici suntem la punta de Papagaio, cred. Ia uitați, dragilor, de aici trebuie să cobor în jos, la plaja care e așa între două stânci, și uitați ce frumos se vede. Aici avem terasă de mâncare și acolo iarăși altă plajă. Aici și soarele de timp și în zare doar munți și parcare, stâncile lor. Poate vântul, bineînțeles. Ia uitați ce drăguț e jos. Aici avem restaurantul și iarăși aici zona asta frumoasă. Cam așa arată plaja de aici, dar e foarte rece apă. Și de acolo de sus am venit noi, foarte frumos. Doar că e vântos. E o zi cu vânt. Ba este soarele, ba se duce și tot așa.
Dar e foarte frumos locul așa sălbatic și cu plaja asta cu nisip galben, tare drăguț. Ne-am instalat acolo frumos și stăm și noi aici puțin jumătate de oră să stăm cu Anastasia și apoi cred că luăm înapoi de unde am venit. Înapoi la hotel să stăm relaxați la piscină. Iubita, ești bine? Îți place, mami? Când este soarele, e frumos, vezi? Așa, mami, și-o vede acolo, ce este? Vrei cu soare, spune, hai soare, hai! Plouă cu soare! Plouă cu soare, da, vine priza mării, mami, de aia. Și cu dinți! Și cu dinți? Vă dat un pic de soare cu dinți, da? Frumos! Ia uitați, dragilor, în timp ce stăteam aici frumos în jacuzzile mele, uitați ce frumos a ieșit. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar a ieșit un curcubeu de toată frumusețea. Nu se mai vede, deja se duce, dar acolo era și se vedea super bine din aur. Oh, a fugit, a plecat. Ce tare! Chiar dacă e ignorat, a fost soarea asta și acum se mai vede puțin acolo, dar nu prea. Ce drăguț a fost! Oh, oh, îmi place! Bună, dragilor, astăzi stăm și ne uităm cu băieții din grup, se duc la jet ski. Bye, Dani, da. I-ai spus, buddy? E zip. Hello, bye! Bye, Dani! It's ok, it's enough, Anastasia. It's ok. It's ok, Anastasia, vine înapoi. Să dau cu jet ski-urile. Nu am ales prea zi prea bună pentru că e întuneric, e, cum îi zice, e vânt și e norat, dar să sperăm că este și soarele, cam așa au fost toate zilele și după aia în 10 minute e soare. Bye, Dani! Da, mami, nu mai țipa, te rog. Ok? Bye. Ah, they're gonna take them to the shore, I think. Ah, well, what? Ah, vedem unde-i duce să se pună pe jet ski. Yeah, yeah, on the shore. Yeah, can you see them? They're going in the boat and then on the jet ski. So probably we should go on the beach as well, eh? Yeah, they're going on the beach somewhere. Are they going all the way around back there? What are they doing? I thought they were going to get on here. Maybe where is that like deep? Încercăm să vedem băieții pe jet ski, dar nu prea putem, că e departe. Sunt în zare acolo. Se distrează, having fun. Mommy, slow down, please. Slow down. You like it, mommy? Good girl. Și după cum puteți vedea, după o zi la plajă, am venit și aici rapid la molul din apropiere, unde fetele s-au distrat puțin, după aia am revenit iarăși la spectacolul de seară de la hotel. Anastasia era pe scenă și se simțea bine, în fiecare seară era altfel de spectacol, sau într-o seară muzică, într-o seară karaoke și bineînțeles că ne-am bucurat de seara aceasta. Slow down, mama. Da, de fapt vreau să zic de ultima seară, pentru că, ia uitați, aici deja plecam spre aeroport, adică eram în aeroportul și am plecat înapoi spre Anglia și ca întotdeauna când te duci într-o vacanță, ia uite, în ultima zi ce soare frumos era de dimineață și în celelalte zile era, dar mi se părea mai cu vânt. Acum a fost soare și frumos până ne-am îmbarcat și am ajuns înapoi în Anglia mai bine de o săptămână. Suntem fix lângă ocean. Anastasia, you okay, mommy? Anastasia, okay? Good job. Hai de înapoi la ploaie. Para iniciar el flujo de oxígeno, coloque la mascarilla sobre su nariz y boca, ajuste la tirando de la goma elástica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se hizo. Și ia uitați ce frumos aici vă arătam cum am decolat noi de pe insula Lanzarote și ce imagini frumoase se vedeau cu oceanul, bineînțeles, și cu insula și ia uite ce drăguț, foarte frumos se vedea și pământul și oceanul și am petrecut, cred că au fost cât, de joi până miercuri, 6 zile frumoase
de vacanță, deși puțin stres am avut, pentru că v-am zis că a fost o schimbare majoră în ultimile zile în viața noastră, și anume faptul că ne-am mutat din nordul Angliei, ne-am mutat în sudul Angliei. Dar despre asta o să vă povestesc într-un vlog separat, pentru că de-abia am apucat să ne punem toate lucrurile la loc și să revenim la normal, așa că o să fac un vlog special când am timp și vă povestesc și despre asta, dar deocamdată vă las cu imaginile acestea drăguțe. Aici cred că deja eram deasupra Angliei, da, urma să aterizăm și ia uitați că am avut și aici puțin soare. Dar apoi, bineînțeles, că am mai avut și zile cu ploaie. Acum aici văd că iese soarele în fiecare zi, e mai bine, e mai călduros puțin față de unde stăteam înainte în nord. Dar da, cam asta este situația și cât de curând vă povestim prin ce schimbări am trecut noi în ultimile zile. Așa că stați aproape, sper că sunteți bine, lăsați-mi în comentarii ce mai faceți și ne revedem curând!